După scrutinul din 27 septembrie 2020, Vasile Iliuță și-a continuat activitatea în cadrul Consiliului Județean Călăraș, întâmpinând numeroase dificultăți de-a lungul celor 4 ani. Cu toate acestea, prin determinare și susținerea echipei, liderul CJ a dus mandatul la bun sfârșit și, mai mult, la alegerile de pe 9 iunie, a demonstrat încă o dată că majoritatea cetățenilor îl preferă. Pot să spun un mandat plin de provocări, un mandat care a adus, să spunem, multe investiții în județul Călăraș și un mandat care pot să-l definesc ca o reușită a unui om de administrație. Nu numai la nivelul Consiliului Județean, ci la nivelul unităților teritoriale administrative ale județului Călăraș. M-am implicat să autorizăm lucrări, să aducem investiții în județul Călăraș și asta e o mare mândrie în mandatul 2020-2024. Proiectele implementate de Consiliul Județean Călăraș în ultimii 4 ani au însumat 10 de milioane de lei. De la sănătate și infrastructură rutieră până la investiții în sectorul cultural, conducerea instituției publice și-a canalizat atenția asupra identificării unor oportunități de dezvoltare care să vină în ajutorul cetățenilor. Vasile Iliuță a lăsat un spital modern, a lăsat o prefectură, un palat administrativ, cel mai important muzeu, să-l numim noi, și cel mai mare monument istoric al județului Călăraș reabilitat. Putem să spunem că avem o zonă turistică care e în plină dezvoltare, port de embarcațiuni, promenadă, parteneriate cu bulgarii care vor continua pe programul transfrontalier la nivelul fondurilor europene. Putem să spunem că am accesat foarte multe fonduri prin PNRR și asta înseamnă că ne dezvoltăm și ne modernizăm în continuare tot ce înseamnă infrastructură stradală pe programul operațional regional și în continuare consider că avem de muncă în cadrul județului Călăraș. În campania electorală din 2016, Vasile Iliuță a promis reabilitarea drumurilor județene. După 4 ani, finalizarea modernizării infrastructurii rutiere s-a transformat rapid și în obiectivul următorului mandat. Să finalizăm drumurile județene, mai sunt câteva drumuri județene nefinalizate. Deja am semnat un contract destul de important pentru județul Călăraș, 100 de kilometri de drumuri județene care vor fi modernizate și urmează încă 60 de kilometri de drumuri județene. Deja am achiziționat proiectarea ca să putem să-l depunem pe programul operațional regional. Proiectul privind reabilitarea Palatului Prefecturii a creat o mulțime de dispute între liderii Consiliului Județean și instituției Prefectului Județului Călăraș. Construit în 1898, Palatul Prefecturii, una dintre bijuteriile arhitecturale din Bărăgan, este în prezent reabilitat prin intermediul Companiei Naționale de Investiții. Proiectul de sfârșit trebuie să rămână Palatul Prefecturii, monumentul istoric al județului Călăraș, care l-am modernizat, am început modernizarea lui în anul 2000 și l-am format definitiv și uitați că de-abia în 2024 cred că îl vom recepționa și vom reabilita complet. Investițiile Consiliului Județean Călăraș sunt într-adevăr numeroase, dar nu suficiente pentru a transforma județul într-o zonă prosperă. Județului Călăraș îi lipsește zona economică. Cred că aici e un punct slab în cele 3 mandate de președinte pe care mă voi zbate în continuare, să aduc o zonă economică viabilă și să creăm locuri de muncă. Să gândim o zonă industrială unde să putem să creăm locuri de muncă și să aducem, să spunem, un brand care să ne reprezinte ca județ. După investițiile în sănătate, cultură și infrastructură rutieră, mandatul 2024-2028 pare să fie dedicat turismului. Proiectele privind transformarea județului Călăraș într-o destinație turistică pentru cetățenii români și, de ce nu, bulgari, sunt în plină desfășurare. Unul din cel mai importante lucruri pe care trebuie să le dezvoltăm, trebuie să dezvoltăm zona turistică a județului Călăraș. Și aici mă gândesc că în zona portului de embarcațiuni trebuie să ne gândim la un aquapark, pe care noi deja urmează să semnăm contractul și să ne gândim că pe cele 13 hectare care sunt peste brațul Borcea să dezvoltăm o zonă turistică. Avem deja niște planuri pe care nu le vom da publicității până nu să avem zona de finanțare. A câștiga 3 mandate consecutive de președinte al Consiliului Județean Călăraș nu este un lucru tocmai ușor, dar se pare că Vasile Iliuță a găsit rețeta succesului. Cred că aici trebuie să ascult toate problemele județului Călăraș și să încerc să rezolv
parte din ele sau pe toate problemele care cetățenii vin la tine așteaptă de la un ales local să asculte și să decidă pentru binele cetățenilor. Avem o echipă a Consiliului Județean care se implică pentru dezvoltarea județului Craiova și pentru dezvoltarea OAT-ului. Suntem deschiși să le dăm sprijin, toate primăriile vin la noi, începând de la urbanism până la dezvoltare, să putem să rezolvăm problemele județului Călăraș,